Bine te-am găsit, drag berbec, la horoscopul lunii aprilie. Eu sunt Amos, sunt arotolog și în următoarele minute îți voi prezenta horoscopul lunii aprilie pentru tine. Nu uita că această etalare este o etalare generală, nu lua de aici decât ceea ce îți servește ție. Voi extrage un mesaj al îngerilor. După cum puteți vedea, am schimbat așa puțin decorul pentru voi. <laughs> Știu că Vă doriți să, să vedeți cărțile foarte mulți, așa că m-am gândit să fac această schimbare. Sper să vă placă. Această italare este pentru toți cei care au Soarele, Luna, Ascendentul sau orice altă planetă în Zodia Berbec. Sau pentru cineva care urmărește un Berbec. Un mesaj al îngerilor. Mesajul pentru tine vine de la îngerul Serefina. Sunt îngerul familiilor. În familia ta va avea loc o schimbare fericită sau familia se va mări. Dragul meu, Berbec, cred că vei avea parte de o schimbare fericită în următoarea perioadă, în luna aprilie. Poate așteptați un copil sau poate um, aveți o schimbare importantă în familie. Ceva ce va reuni familia în următoarea perioadă. Foarte frumos mesajul pentru tine. Voi merge mai departe cu oracolul călătorului secret. Este un oracol ce arată drumul pe care tu îl ai. Voi extrage ultima carte. Totul se petrece într-o armonie la tine. Este o carte ce arată că totul se mișcă așa cum trebuie, din ordin divin. Este o carte care arată iarăși noi evenimente în viața ta. Arată niște decizii importante pe care tu le vei lua în următoarea perioadă, în ceea ce te privește pe tine. Dar și în ceea ce privește familia ta. Voi continua cu tarotul Illuminati. Să vedem care sunt mesajele pentru tine în luna aprilie. Pentru prima dată voi face un Alt exemplu de etalare, și anume vreau să văd ce ai lăsat în urmă, ce există în prezentul tău și ce te așteaptă în viitorul tău apropiat. Pentru cei din studia Berbec, spiritul îmi spune să mă opresc. Ce ai lăsat în urmă? Prezentul tău! Wow, ce frumos! Și viitorul tău apropiat! La baza pachetului, Hierofantul, dragul meu berbec. Te afli într-o perioadă de răscruce, aș putea spune, din punct de vedere al credinței tale. Poate au fost lucruri care ți-au zruncinat credința sau ți se pare că lucrurile nu mai merg în direcția dorită de către tine. Hierofantul poate arăta în poziția aceasta ta faptul că deții anumite cunoștințe pe care alții nu le dețin. Vezi totul dintr-o altă perspectivă și asta te face diferit. Poate nu v-ați găsit un anumit loc, nu v-ați găsit un anumit anturaj, nu v-ați găsit oamenii uh, pe care voi îi doreați. Aveți o perspectivă diferită de a vedea lucrurile. Energia generală a citirii tale, hierofantul, semnifică faptul că ai o cheie a cunoașterii pe care abia cum începi să o înțelegi și începi să o vezi. Sunt... Uh, sunt momente foarte importante, așa simt, simt că ei niște decizii foarte importante în ceea ce te privește. Cred că există și această situație, probabil a pandemiei care te apasă și îți pui foarte multe semne de întrebare. Um, îl întrebi pe Dumnezeu de ce se întâmplă toate lucrurile astea sau ce să mai crezi din toate lucrurile acestea. Uh, unii dintre voi aveți și un ghid spiritual. Uh, este posibil ca cineva să vă ajute în aflarea acestor răspunsuri. O altă energie, oarecum generală a citirii tale, cinciul de spade. Cinciul de spade semnifică faptul că gândești foarte mult în această perioadă, sunt foarte multe lucruri care ți se schimbă din punct de vedere mental, este ca și cum duci un război tu împotriva lumii așa te simt. Multe păreri, multe opinii. Ți se pare că totul este foarte schimbat, ți se pare că nimic nu mai este cum era înainte, cum a fost înainte. Și este ca și cum te lupți cu cineva sau cu ceva, în speranța că vei câștiga acest vei câștiga această luptă. Foarte interesant. Sunt sunt și unele contradicții aici la tine. Sunt anumite păreri pe care tu ți le-ai schimbat în decursul timpului și uh, nu prea mai ai încredere. Este, este, ceea ce simt la tine că nu prea mai ai încredere. Ce ai lăsat în urmă? Cinciul de, de monede, zece de monede, Lași în urmă o perioadă destul de agitată, lași în urmă o perioadă de sărăcie, lași în urmă o perioadă de abandon. Îți dorești foarte mult să te vindeci de data aceasta. În aceste două cărți pot observa faptul că tu ți-ai dorit foarte mult pe cineva aproape, ți-ai dorit o familie, ți-ai dorit uh, o situație financiară foarte, foarte bună. Ai muncit pentru ea. Cu toate astea nu toți ați reușit să aveți această situație financiară. Cinciul de monede îmi arată faptul că încă mai simți puternic această rană de abandon, încă mai simți foarte puternic această uh, singurătate este ca și cum te simți exclus de, de cei din societate te simți diferit, te simți altfel și chestia asta îți creează un, un fel de angoasă aș putea spune. Dar tu ai lăsat toate lucrurile acestea, le-ai lăsat în urmă. Nu știu exact dacă le-ai uitat sau dacă le-ai lăsat undeva acolo în trecutul tău, dar cred că unii dintre voi ați abandonat această idee, cred că v-ați lăsat pe gubași. Ați ajuns la concluzia că nu merită. Poate trăim niște vremuri foarte tulburi, într-adevăr, în care uh, toate lucrurile acestea materiale, mă refer lupta pentru ele, poate nu se mai merită atât de mult. Așa simt la voi, simt această energie oarecum a faptului că ați lăsat deoparte lucrurile astea și că vă axați mult mai mult pe ceea ce înseamnă credință. Credință, apropiere de Dumnezeu, poate unii dintre voi doriți chiar să vă retrageți undeva. Ați lăsat în urmă... Multe noțiuni în ceea ce privește iubirea, patru de cupe, iată. Aici avem în această carte o energie ce pe mine mă duce cu gândul la faptul că mulți dintre voi sunteți dezamăgiți în dragoste. Pe partea sentimentală, lucrurile nu au ieșit așa cum voi vi le-ați dorit, nici de cum. Și cred că oarecum v-ați resemnat. Aici vorbim despre o resemnare în ceea ce privește prietenia, dragostea, iubirea. Lucrurile le vedeți foarte diferit astăzi și aveți impresia că foarte greu mai puteți lega o relație cu cineva. Indiferent că vorbim despre relația de prietenie sau indiferent că vorbim despre o relație de dragoste, un început pe care oarecum l-ai abandonat poate fi vorba despre orice aici, poate fi vorba despre un început de carieră, poate fi vorba despre o plecare, o călătorie ceva ai abandonat, ceva a rămas în trecutul tău, ceva început și nefinalizat. În prezentul tău, în prezentul tău există uh, o speranță, dar vorbim aici despre o speranță care îți poate schimba viața. Așa cum îți spuneam mai devreme, unii dintre voi doriți să părăsiți oarecum societatea, doriți să plecați din acest mediu, doriți să mergeți în altă parte. Um, nici acolo lucrurile poate nu sunt uh, roz, dar vă doriți altceva, doriți să respirați aer curat. Regina de cupe, regina de cupe arată faptul că aveți foarte multă iubire de oferit, arată faptul că voi sunteți uh, niște persoane care uh, doriți această afecțiune, această iubire. În prezentul vostru duceți lipsă de această iubire. Steaua, Arcana Majoră, aici vorbim despre un eveniment foarte important, vorbim despre o perioadă în care Divinitatea vă ajută, vă susține, vorbim despre ceva ce urmează să, să se întâmple, chiar dacă această energie, repet, este deja în prezentul vostru, este una din cărțile protectoare ale Tarotului. Înseamnă că voi sunteți protejați Divin în această perioadă, în prezentul vostru sunt idei care vă vin și pe parte spirituală aveți unele experiențe, posibil unii dintre voi, și vedeți așa în perspectivă foarte mult. Vă, vă gândiți foarte mult în perspectivă. Șapte de spade. Cineva care v-a mințit, v-a manipulat. Avem aici în prezentul vostru poate cineva care dorește să dorește oarecum să vă facă rău. Așa simt dorește să vă aducă în zona lui, dorește să, să, mergeți pe o cale care de fapt nu este a voastră. Mare grijă, mare grijă în această perioadă, dragul meu berbec, șaptele de spade întotdeauna arată un fel de manipulare, un furt, aș putea spune, din toate punctele de vedere. De regulă este o carte care reprezintă furtul intelectual, ideile furate, da? Poate voi ați venit cu niște idei și altcineva dorește să le pună în practică, să și le asume, ca să spun așa, să și le atribuie. Mare grijă la anumiți oameni de pe lângă voi, pentru că nu sunt tocmai cei potriviți. Cred că sunt oameni care oarecum vă consideră și puțin uh, uh, distanți, puțin uh, nebuni, dacă aș putea spune așa, pentru că voi acum aveți alte concepții, v-ați maturizat, Vedeți lucrurile și viața altfel, iar cei de pe lângă voi consideră că uh, nu aveți dreptate. Consideră că mergeți într-o direcție nu tocmai bună. Dar nu este așa. Doi de cupe. Iată. Doi de cupe. Pentru unii dintre voi putem să. Uh, pentru unii dintre voi pot discuta despre această relație în care comunicarea poate nu mai există, nu mai este la fel. În luna aprilie cred că um, lucrurile totuși se vor liniști dacă voi sunteți într-o relație, dacă vă aflați într-o relație, dragii mei, um, în prezentul vostru treceți prin anumite probleme de comunicare, uh, treceți prin anumite situații care oarecum vă descumpănesc. o experiență pe care o trăiți acum în prezentul vostru din punct de vedere sentimental și care nu vă face bine, vă pune pe gânduri foarte mult. În viitorul tău apropiat, în viitorul tău apropiat, luna aprilie, iată, avem o arcană majoră foarte importantă, îndrăgostiții. Îndrăgostiții. Cartea îndrăgostiții arată această alegere în primul rând, pe care tu o faci din perspectiva amoroasă. Este o carte ce arată întotdeauna pasiunea, sexualitatea de care tu dai dovadă. Vorbim despre faptul că este cineva aici care oarecum te ispitește și uh, simți, nevoia de, simți nevoia să faci o alegere în direcția aceasta amoroasă. Simți nevoia să uh, îți trăiești această pasiune. Vorbim despre un proiect pe care poate îl, îl vei avea. Acum, în luna aprilie, avem un 3 de cupe, un proiect de succes pe care îl începi. Da? Observa aici mai mulți oameni care lucrează alături de tine, observa aici mai multe persoane care oarecum își aduc aportul în această. În această etapă, să spunem, a vieții tale, însă aici vorbim și despre o alegere din punct de vedere amoros, pentru că avem, uh, reprezintă o carte ce mi-arată mie și o a treia persoană, da? Poate unii dintre voi sunteți în acest trio amoros și simțiți nevoia mai mult ca oricând să, să se facă cumva dreptate, simțiți nevoia să faceți această alegere, dintre cele două persoane. În luna aprilie o să faceți, dragii mei, această alegere. Patru de monede și cavalerul de bâte. Este momentul să părăsești anumite situații din viața ta. Este momentul să te duci într o altă zonă, este momentul pentru tine să nu mai ții atât de mult cu dinții la ceva ce nu mai este cazul, da? Aici vorbim despre o perioadă de um, relaxare, vorbim despre o perioadă în care este bine să dai drumul unor evenimente uh, care nu ți mai servesc, unor oameni care nu mai uh, de care nu mai ai nevoie într o oarecare măsură. Însă vorbim să știi și despre o perioadă în care tu vei face anumite economii. Patru de monede arată o perioadă mai stagnantă din punct de vedere financiar. Vei strânge puțin buzunarul în luna aprilie și uh, cred că mulți strângeți bănuți pentru ceva, poate pentru o casă, pentru un proiect, pentru. Uh, aveți un vis pe care vreți să-l îndepliniți și atunci o mare parte din banii voștri se duc în aceste economii. Cavalerul de băte. Cavalerul de băte este cel care întotdeauna vrea să cucerească noi teritorii, este cel care întotdeauna vrea să meargă mai departe, vede dincolo de ceea ce, ce văd ceilalți. Da? Sunteți, mulți dintre voi, foarte determinați să terminați poate un proiect sau să vă atingeți un anumit vis, așa cum v-am spus, simt la voi un fel de saturație în ceea ce privește această viață socială aceste momente prin care trecem cu toții și cred că în sinea voastră ați luat deja niște decizii foarte importante, dragii mei berbeci. Doriți să vă axați pe altceva, considerați lucrurile materiale nu tocmai importante, vă axați foarte mult pe spirit, pe spiritul vostru, pe credința voastră, pe Dumnezeu, aveți foarte mare încredere în divinitate, mai mult ca niciodată. Cavalerul de băte întotdeauna arată faptul că doriți să mergeți într-un loc, vă grăbiți să mergeți către locul acela, să vă stabiliți poate acolo, chiar dacă este o carte care nu neapărat arată stabilitatea, dar așa simt să-ți spun în această italare: gândurile tale, visele tale, viziunea ta uh, merge foarte departe. Este ca și cum dorești să te retragi pentru că tu ai ajuns la niște concluzii în ceea ce privește dragostea, în ceea ce privește iubirea, viața, divinitatea. Lași în urmă, într-adevăr, multe situații, atât bune cât și rele. În prezentul tău există această protecție divină pe care o ai și iubirea aceasta pe care tu o ai de oferit, am impresia că o să le oferi. Celor dragi, o să-ți o redirecționez, ca să spunem așa. Pentru unii dintre voi, într-adevăr, merge la partener, dar acolo avem niște relații cu mici probleme, da? Probleme în comunicare, probleme de gândire, în sensul că um, amândoi poate aveți niște planuri diferite sau vedeți situația diferit. Mare grijă la cei din jurul vostru, da? Iar în viitorul vostru apropiat, în luna aprilie, veți avea parte de această alegere, veți face această alegere. Dacă unii dintre voi sunteți implicați într-un trio amoros sau mai există cineva acolo pe care îl placeți, doriți să fiți cu el sau cu ea, acolo se va produce o alegere, acolo se va face o alegere și cred că vă veți grăbi foarte mult către această alegere. Economii. Doriți să strângeți niște bănuți, așa cum spuneam, doriți să vă rupeți oarecum de societate și să vă urmați um, visul vostru. Foarte frumos, dragii mei, foarte frumos. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt. Cam acestea sunt mesajele mele pentru tine, dragul meu berbec. Nu uita că dacă dorești să mă urmărești, poți să o faci pe Amos Tarot Facebook sau Amos The Wizard Instagram. Și uh, nu uita și de site-ul meu www.amonstarod.ro Acolo găsești toate informațiile necesare. Eu-ți doresc o primăvară minunată și nu uita să ai foarte mare grijă de tine. Te pup!